Campioana României la volei masculin, formația CVM Tomis Constanța a jucat ieri la Dej pentru a-și consolida poziția de lider în clasamentul sezonului regulat și pentru a continua parcursul istoric din Divizia 1. Simionov și compania au avut însă parte de un test ceva mai dur față de luni seară, când au evoluat la Piatra Neamț, chiar dacă obiectivul rămâne același, trei puncte în minimum de seturi. CVM Tomis Constanța a jucat în deplasare cu Unirea Dej, iar partida s-a întins pe durata a 5 seturi și a ținut o oră și 50 de minute. Așa cum se bănuia echipa antrenată de Victor Lazar, redutabilă pe teren propriu, le-a pus multe probleme campionilor și a obținut un punct nesperat, prețios în lupta pentru o poziție cât mai bună înaintea play-off-ului. Corul final Unirea Dej, CVM Tomis Constanța 2 la 3 este elocvent pentru modul cum s-a desfășurat partida, oscilații în evoluții de ambele părți. Tomis nu l-a putut utiliza pe italianul Simeonov, care a acuzat dureri la coloana vertebrală. Unirea a deja a confirmat că joacă bine pe teren propriu și că traversează o perioadă foarte bună. La noi s-a resimțit oboseala acumulată în ultima vreme, iar absența lui Simeonov ne-a obligat să rotim jucătorii pe postul de universal, unde a jucat și Pavel, a jucat și Petcov, a jucat și Adia Joboniței, iar ultimii doi jucători au jucat și ca extrema alături de Janic. În astfel de situații apare lipsa de concentrare, apar oscilațiile în joc, dar până la urmă importantă rămâne victoria, a declarat Martin Stoeva, antrenorul principal al CVM Tomis. Dejeni ocupă locul al șaptelea în clasamentul primului eșalon fără pretenții de a mai urca mai sus, dar și fără probleme legate de o posibilă retrogradare în play-out, diferența de puncte față de locul al nouălea fiind cel puțin liniștitoare. În aceste condiții era de așteptat ca echipa tehnică a Constanței să apeleze din nou la o parte din jucătorii de rezervă, în ultima perioadă meciurile din competiția internă dovedindu-se adevărate călătorii pentru marinari. Sâmbătă, echipa campioană are parte de o nouă deplasare ușoară la București, unde va întâlni lanterna clasamentului Steaua.